Poveste adevărată. Am un amic. A lucrat ca director de marketing la o companie din asta care făcea blocuri. La un moment dat s-a gândit, ce, nu sunt fraier să fac blocuri pentru ăștia. Mai bine să fac eu niște blocuri, niște căsuțe. La început a făcut o căsuță. A vândut-o. Era prin 2000-2001. Din banii de pe căsuța aia, pentru că prețurile se tot duceau așa, a luat teren și a făcut 4 case. Le-a vândut și pe astea. Cu banii de pe casele astea, a luat un alt teren și a făcut un bloc. A vândut blocul. Cu banii de pe bloc, profit $1,000,000. Nu mai văzusem în viața lui așa ceva. Nu știu dacă dormea cu capul pe ei, dar eu așa îmi imaginez. Dacă aș avea $1,000,000, aș dormi cu capul pe ei și aș mirosi așa. Nu s-a mulțumit cu $1,000,000. A pus la bancă $1,000,000 și a luat un credit de 5 cu care a făcut 4 blocuri. Care au fost gata în octombrie anul trecut. Da, sunt gata și acum. Milionarul acum este de asemenea milionar, dar în datorii are $4,000,000 sau de euro datorii la bancă. Am știut că vine, pentru că am avut aceste semne. Când toată lumea crede că mâine o să fim mai bogați, când toată lumea zice, ba, vreau să intru și eu în business-ul ăla, ce dacă nu mă pricep? Dat min, m-a făcut 4 case în Popeșile Ordeni. Bazându-se pe niște informații care circulau subteran între inițiați că Sudul este noul Nord. Wow! Wow! Pe bune, deci numai exploratorii polari pot să creadă în așa ceva. Într-adevăr, e la fel de frig, dar atât. A făcut 4 case. La un moment dat credea că se află în posesia $1,000,000, fiindcă el estima că fiecare casă costă 250.000. Vă dați seama cât o să cânte, ți-am dat un inel ca să plătească materiale de construcții? Că estimarea nu e pe mână. Nu învățați că toate astea sunt ok, sunt mișto. Da, sunt, până la un punct. Până la punctul în care el devin iraționale. Bun, ajungem la lucruri mai ușoare. Să punem la vot. Geanta numărul 1, cine este pentru ea? Louis Vuitton, Mușama, cum vedeți, balamale de piele și o piele foarte drăguță, bej, destul de încăpătoare, cam 1800 de euro. Hai, fetelor, fac un plebiscit aici, un referendum. O iei tu? Nu, adică cine votează pentru ea, că vreau să vedem care geantă e mai de succes. Stai că ajungem și la mașină. Deci, pentru geanta numărul 1, voturi? Nu? Birkin bag, toți? 2 voturi. Doar 2 voturi. Ok, numărul 2. Asta e o puțin mai modernă. Ok, hai că începem să venim de acasă. Puțin mai modernă, se poartă aici sub așa. Merge și de școală. Ora de... La ce oră te duci cu Vuitton? Nu știu. La finanțe publice, corect. Așa, deci avem 4 voturi pentru numărul 2. Numărul 3, un pic mai clasic, modelul Andreea Esca, așa. Bun. Deci în momentul ăsta se distinge absolut. Și asta care seamănă cu aia Birkin, dar e mai degrabă de seară, nu poți să o iei ziua? Cine? Ia uite, fetele, la club. La club cu voi. Ok. Mașina? Bun, m-am lămurit. Dacă ați avea 100.000 de euro să începeți o afacere și ați avea de ales între a începe o afacere și a cumpăra mașina, ce ați face? Cine ar... Afacere. Mâna sus, cine cu afacerea? Ok. Cine cu mașina? Bravo! Eu am luat mașina și eu. Cine mai? Și tu. Bravo. Good choice. Poporul german și industria germană vă mulțumesc. Ceasul ăsta e un ceas special. El este făcut cu metal din carcasa Titanicului, scos la suprafață de un submarin romantic. A fost produs în serie foarte mică, 50 de ceasuri sau cam așa ceva. Costă cam 200.000 de euro bucata ceasul. În mod paradoxal, când îl porți la mână, timpul trece la fel de repede ca și pentru la cu swatch. Totuși, în România sunt 4 inși care l-au cumpărat. Cine? Ați vrea și număr de telefon, a? Sunt drăguți, spun eu. Singura problemă este că sunt cu burtă bătrâni și urți. Dar în rest, te obișnuiești. Omul se obișnuiește cu orice, chiar și cu geanta lui Vuitton. De fapt, despre asta este vorba.
Noi iubim aceste elemente ale accesului rapid în Occident. Noi vrem să fim europeni și ne închipuim că suntem foarte repede europeni dacă ascultăm discursul lor de marketing și le luăm marfa. Problema este că pentru mașina asta, aproximativ 20.000 de agricultori trebuie să muncească un an și să vă dea vouă profitul lor ca să vă puteți permite, la prețul actual al grâului. Gentuța, 5 doamne de la filatură trebuie să tragă la șaibă între 8 și 10 ore pe zi ca să producă suficient de mulți bani prin export, astfel încât să ne putem permite să aducem geanta în țară. Cesulețul? Păi pentru cesuleț cred că e nevoie de schimb întâi de la uzina Dacia. Câteva zile. Nu e lumea scump plătită. Despre asta e vorba în România. Liderul adevărat, care încă nu există, va trebui să facă ceva în legătură cu asta. Să îi convingă pe români că ei sunt bogați în momentul în care învață.